Auzi, mă întreabă câte unul pe aici. Am văzut niște întrebări din ăștia cu skepsis. Ce alegi? Banii sau iubirea? Ar trebui să zic iubirea, dar eu aleg jumijuma. Adică jumate banii, jumate iubire. Ni să dea peste ca laptele în foc. Dea laptele în foc să murdărească aragazul. Așa e și cu iubirea asta. Bă, mâncați-aș gura, cât de mult te-ai iubi, cât de bine ar fi. Dacă n-ai bani de o pâinică, de o apică, de o factură, nu ți-ar de iubire la nesfârșit. Știi? Te superi, ești întors pe dos, vorbești în răspăr, dar când ai și bani, un pic acolo cât să-ți faci treaba cu ei, înțelegi? Și dacă sunt și mai multe decât să-ți faci treaba cu ei, e și mai bine acolo, în tigaie, să facem ceva în tigaie, să ai un parfumel să te dai să miroși frumos după ce te-ai îndușat, îmbăiat și te pui în pat lângă omul drag, lângă femeia dragă, cu iubire și facem amestecul ca la maioneză. Un ou fiert, unul crud, mestecat și pui ulei, așa și aici. În iubire, pui, pui suflet, pui viață, pui trup, pui minte, dacă n-ai și bani să pui, ce facem, că nu ți-arde. Deci, concluzia, ca să ne ajungem la o ocluzie, ferească Dumnezeu, îi sunt legate între ele. Puțin din toate. Puțin bani, puțină iubire, mai multă și cel mai mult sănătate. Doamne ajută și să vă iubiți mult și să aveți spor, că dacă fără bani, știi cum e, buzunarul fără spor e ca cerul plin de nor, fără gram de soare și te ia de la picioare și te amețește și te dă jos și te lovește la curicel.